Bună seara și bine ați venit casa șaptea, la propriul Roman. Așa. Și facem geometrie, da? Da. Geometrie. Elemente de trigonometrie, chiar. Hai să zicem așa, elemente de trigonometrie. Problema numărul 1 de la pagina 163. 1 de la 163. Da. În ipoteză, se dă triunghiul ABC. Triunghiul ABC. Măsura unghiului ABC 90 grade. 90 de grade, da. DC e 6 radical din 3. AC 12 radical din 3. AC egal cu 12 radical din 3. În concluzie, să aflăm sinus de BAC. Sinus de BAC. B. Cosinus de ACB. Cosinus de ACB. ACB. La C, tangentă de BAC. Aici sunt A mic, B mic, nu? Da. C mic, tangentă de BAC. Da. Și cotangentă de BAC. A unghiului. Da, cotangentă a unghiului. Bun. Deci este vorba de triunghi dreptunghic în B, da? Triunghi dreptunghic în B. Așa mi-a zis aici, da? B. Dreptunghi sunt B, da? A, B, C. BC este 6 radical din 3. 6 radical din 3. AC este 12 radical din 3. Și problema este să găsim unghiul din A cu cine este egal. Nu unghiul din A, sinus unghiul de A. Asta e tot ce știm. Corect. Păi, cred că trebuie să știm ce e sinus. Trebuie să vedem ce este sinus, dar ne trebuie toate laturile, că ne pregătim, că în funcții trigonometrice avem toate laturile de aflat. Păi să aflăm și pe AB. Hai să aflăm și pe AB. Prin Pitagora, nu? Da. Te rog, Anca. AB la a doua. AB pătrat egal cu... BC pătrat plus AC pătrat. BC pătrat... Plus, păi, AB e o catetă. Cum o catetă egal cu ipotenuza plus cealaltă catetă? AB la a doua egal cu... AC pătrat minus BC pătrat. Dacă vrei să spui cu sumă, ipotenuza la pătrat. AC pătrat egal cu AB pătrat plus BC pătrat, da? Deci, acum, fiindcă am zis o catetă din cea mare, da, din AC pătrat, AC pătrat, scădem pe BC pătrat. Și, egal mai departe, AC o știu cât este de mare. 12 radical. 12 radical din 3, totul la pătrat, minus... 6 radical din 3 la pătrat. 6 radical din 3, totul la pătrat. Și face... radical din 3 la pătrat vine 144 ori 3. Eu aș scoate 6 radical din 3 în factor comun. Deci vine 6 radical din 3 chiar la pătrat pe lângă. Aici vine 2. Rămâne 2, că 6 ori 2, 12. Vine 2 la pătrat minus 1, nu? Ca aș fi zis, ai 6 radical din 3 la pătrat, ori 2 la pătrat, 6 radical și am scos pe asta în factor comun și atunci îmi dă 6 ori 6, 3, 6 ori 3, 108, parcă vine? Nu? 108 ori 3, că 4 minus 1 ori 3. 304. Face, deci 108 ori... 304.
324. Dar aș lăsa așa, egal mai departe Miruna, cu 6 la a doua, ori 3 la a doua. Că vine un 3 de aici și 6 la a doua, 3 la a doua și vine cât acolo, 18 la a doua. Și atunci AB, simplu, AB va fi egal cu radical din 6 la a doua ori 3 la a doua. Ați înțeles de ce am zis așa? Când faci 6 ori 3, 18. 324 era parcă, când ne înmulțeam, da? Și radical din 324 este 18. Iată că avem și pe AB de 18. Și acum, cum aflăm sinusul unghiului A? Cateta opusă unghiului supra-ipotenuză. Deci sinusul unui unghi este egal cu cateta opusă supra-ipotenuză. Sinusul unghiului este cateta opusă unghiului ala. Da? Deci sinus de unghiul A, pe scurt, egal cu cateta opusă supra-ipotenuză. În general, sinusul unui unghi, cateta opusă supra-ipotenuză. Cateta opusă, cea care se opune în unghiul A, este BC, în cazul nostru BC, supra AC. Și este egal cu BC care e 6. Unul pe 2. Dacă și... 1 pe 2 înseamnă că e 30 grade. Da. Și de aici rezultă, întrebarea este cât este unghiul. Nu ne-a cerut să aflăm unghiul, ci doar sinusul. La tot e pain. Dar tot atât de bine este că acum știm că dacă știi valoarea sinusului, afli unghiul. Da? Deci rezultă că unghiul B, unghiul A, este egal cu 30 de grade. Mai departe. Cosinus unghiului C. Cateta alăturată supra-ipotenuză. Deci cos de unghiul C egal cateta alăturată care e vecină unghiului C. Da? Cateta alăturată supra-ipotenuză. Adică cateta alăturată unghiului C este BC. BC, corect. Și poți fi și AC? AC, dar AC e ipotenuză. A. Când ai zis catetă, doar una este alăturată unghiului. Că-s două catete și o ipotenuză. Da? Deci este cateta alăturată BC supra AC. AC. Și e gamă de parte. 6 radical din 3. Supra. Da. Și din nou 3 cu 3, radical de 3 cu radical de 3. Da, și face 1 pe 2. Și atunci unghiul a cărui cosinus este 1 pe 2, este 60 de grade. Păi și acolo de ce era? Ah, ăla era sinus. Da. Ce observația? Deci, în clipa în care le găsit aici, tu, Miruna, când l-am găsit pe ăsta de 30 de grade, pentru că știu că sinusul unghiului 30 de grade de jumătate din ipotenuză, e povestea aceea, latura care se opune unghiului de 30 de grade, cateta care se opune unghiului 30 de grade, este jumătate din ipotenuză. Și acum, cine este jumătate din ipotenuză? Cateta aceea, sau care, ce unghi are, ce valoare are unghiul respectiv, dacă știi că jumătate, de 30 de grade. E invers problema. Și adică sinus de 1 pe 2. De sinus... Sinusul 1. Așa. Sinusul unui unghi e un număr. Așa. Care e totdeauna mai mic decât 1. Niciodată nu o să vedeți un sinus sau un cosinus mai mare ca 1. Întotdeauna e mai mic. Totdeauna mai mic. Că e raportul dintre cateta și ipotenuză. Iar cateta față de ipotenuză e mai mică. Corect. Ăsta e motivul. Corect. Deci, notați observații. Observații. Sinus de un unghi alfa, cosinus de unghi alfa, sunt numere subunitare. Deci sunt numere subunitare. Scrieți în cuvinte, da? Sunt numere subunitare. Adică aparțin intervalului niște numere între 0 și 1.
0 când e unghiul 0, pentru sinus, cosinus e 1. Și ce e de observat? Când una e 0, alta e 1. Mai observăm încă un lucru. Că sinus de, ia uitați-vă, sinus de 30 de grade, cât mi-o dat? 1 pe 2 și egal cu cosinus de 60 de grade. Da? Și egal mai departe cu cosinus de, în loc de 60 de grade, putem zice 90 minus 30 de grade. De sin de 30 de grade, ne-a dat 1 pe 2. Cos de 60 de grade, tot 1 pe 2. Corect. Și acum ai zis că sin de 30 e egal cu cos de 60. Corect. În loc de 60 de grade, 90 minus 30. Corect. Hai să înlocuim pe 30 cu un alfa. Și apare o primă formulă că sinus de alfa, sin de alfa, e egal cu cosinus de 90 minus alfa. E legătura între funcții și cofuncții. Sin funcții și cofuncții. Sin de alfa egal cu cosinus de 90 minus alfa. O observație foarte importantă. Adică dacă vă spun sin de 15 grade, sin de 15 grade este egal cu cosinus de câte grade? Sin de 15 grade egal cu cosinus de? 75. 75. Exact cât completăm până la 90 până grade. Cos de 75 de grade. Cât este sinus de 15 grade și 14 minute? Cât este sinus de 15 grade și 14 minute? Egal cu cosinus de, grade. Cosinus de 74 de grade. Deci egal cu cosinus de 74 de grade și 46 de minute. Și 46 de minute, da? 46 de minute. Deci, vedeți, avem grijă să ținem cont de această formulă, legătura între funcții și cofuncții. Tot așa de bine vom vedea că cosinus de alfa egal cu sinus de 90 minus alfa. Tot așa putem constata. Deci, aceste două să le reținem. Că sinus de alfa e cos de 90 minus alfa. Și cos de alfa e sin de 90 minus alfa. Deci legătura între funcții și cofuncții. Bun. Mai vedem încă una înainte de a trece o altă legătură. Voi știți teorema lui Pitagora, nu? Bun. Ia să vedem noi așa. Hai să notăm cu litere mici, pe mici, ce mici, laturile triunghiului. Asta cum ar s-ar nota asta? Ce mic partea prinii, nu? Asta se notează cu amic. Într-un alt triunghi să-l las, de regulă unghiul drept se notează. Dar aici autorul așa a fost el capricios și a notat cu unghiul, de regulă așa zicem, unghiul A mare, L de 90 de grade, B și C. A, B, C. Și aici notațiile cum sunt. Asta e C mic, asta e B mic. Și asta e amic, da? Ce spune Pitagora? Că B la 2 egal cu B la 2 plus A la 2 egal cu B la 2 plus A la 2 egal cu B la 2 plus C la 2. Deci avem T, teorema lui Pitagora, care zice așa, că A pătrat egal cu B pătrat plus C pătrat. Împărțim totul prin A pătrat, împărțim relația asta prin A pătrat și ea devine. Ce devine? 1. 1 egal cu B pătrat și C pătrat, 1 egal cu B
B pătrat supra A pătrat miruna. Că dacă împărțim prin A pătrat, punem la numitor la fiecare. 1 egal cu B pătrat pe A pătrat plus C pătrat pe A pătrat. Ceea ce ar fi echivalent cu a spune că B supra A, iată o scrieci, B supra A, totul A pătrat, plus C supra A, totul A pătrat, egal cu 1. B supra A, totul A pătrat, plus C supra A, totul A pătrat, egal cu 1. Dar cine este raportul? Așa. Cine este raportul dintre cateta opusă supra A? E sin de B. Sinus pătrat de A. De B. Cosinus pătrat de A. Din cazul nostru de B. De unghiul B, da? Deci sinus pătrat de B, iată de aici rezultă că sin pătrat de B plus cos pătrat de B, sinus pătrat de B plus cos pătrat de B face 1. Așa asta e formula fundamentală a trigonometriei. Sin pătrat plus cos pătrat face 1. De B. Dar poți fi de C. Poți fi de alfa, în general. Deci, în general, voi spune sinus pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1. Iată că teorema lui Pitagora se ascunde aici. În formula asta fundamentală a trigonometriei se ascunde teorema lui Pitagora. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa face 1. Că le-am mai, nu știu dacă le-a dat, tangentă de alfa egal cu sin pe cos. Da. V-a zis? Cu tangenta? Nu, ne-a zis doar... Toate formulele sunt văcăți aici, la început. Tangenta egal cu cateta alăturată. Nu, nu asta. Cu tangentă de alfa e cosinus pe sinus. Ajungem acolo. Deci definez, după ce v-a spus despre sinusul cine este? Cateta opusă supra ipotenuză, cosinus e cateta alăturată supra ipotenuză, tangenta cateta opusă pe cateta alăturată. Da? Hai să vedem și noi aici. Deci tangenta... Mama, dacă mă trebuie să le-am văzut și pe capeta la mântire. Da, mă rog, eu nu le învăț mecanic. Păi, atenție cum, destin, cum încep, să nu? Cum reușesc în clasa a 10-a se făcea trigonometria pe vremea noastră. Da. Trigonometria. Și eu am pățit un lucru. Când eram elev în clasa a 10-a, profesorul la clasă când a ajuns, totdeauna ne-a pictat pe tablă o serie de formule la trigonometrie. Am făcut semestru un trimestru. Pe vremea noastră era trimestru. Am făcut toate pe trimestru, nu mi-amintesc și acum, nu trimestru, nu și 2. Toată trigonometria, tot ce trebuie în trigonometrie. Și în vacanța de primăvară, după ce am făcut și trimestrul 2, într-una din duminici, n-am suit niciodată, viața mea n-a suit asta, într-una din duminici m-am întrebat, ia să văd eu ce știu la trigonometrie. Cine mi-o fi venit mie? Și când m-am uitat, am încercat, eram în vacanța de primăvară, mi-am dat seama că nici o formă nu știam. Și atunci, cu lacrimi în ochi, nimeni nu mă spunea să fac asta. Lacrimi în ochi, am luat manualul și am zis, păi de ce m-am dus eu la școală? Care a fost rostul pentru care am cărat geanta două semestre la școală? Să nu știu nimic? Păi ce rost are? De ce m-am dus? Și atunci am demonstrat, cu manualul în mână, plecând la prima formulă, până la ultima, până seara, și am terminat asta dimineață până seara cu o zi întreagă. Și cum am învățat atunci, așa le-am demonstrat de fiecare dată când m-am trezit profesor. Deci eu nu știu trigonometria, nici o formulă nu știu. Dar știu să-l demonstrez. Știu de unde vin, cum curg unele din altele. Și ori de câte ori mă apuc de trigonometrie, știu să dau răspunsul, fiindcă știu de unde să încep să deșir ghemul. Că dacă mergem pe real și pe memorare, așa sta. Acum le înveți, acum le uit? Acum le învăț, acum le uit. Iarăși intră într-o situație dificilă. Inclusiv uitam la mulțire, până când s-a instalat în mintea mea, tot așa am încercat să găsesc raționamentul de legătură acolo. 7, 8, 56, 7, 8 și 56, ca să fie triada aceea, nu vine peste noapte. Vine datorită multor exerciții făcute acolo. Așa și aici. Dacă le învățăm mecanic,
și nu înțelege că formula fundamentală cu noastră este rodul cui? Formula fundamentală este rodul teoremei lui Pitagora. Din teoria lui Pitagora, că s-a împărțit până la pătrat și acolo e sin și un cosinus, tan, și vine sin pătrat, plus cosinus face 1. Nu e niciodată asta. Teoria lui Pitagora. De unde o vinți așa? Am arătat acolo. S-a cosit un pătrat jos pe ipotenuză, un pătrat pe partea cealaltă, un pătrat pe cateta cealaltă. Și area pătratului de pe ipotenuză este egal cu area pătratului de pe cateta și cu cealaltă. De ce vine pătratul ipotenuzei egal cu suma pătratului cateta? Le-am demonstrat de acolo. Deci așa trebuie să prindeți partea logică a tuturor lucrurilor, pentru că altfel memoria săraca tot bombardată, continuu, cu învață și pe asta, învață și pe asta. Exact, ce să mai facă și ce să mai facă și ea? Duce la chimie, duce la fizică, duce pe acolo. Dă-i și dă-i. Am mai vorbit noi treaba asta. Deci nu trebuie așa, trebuie să încercăm să ne debarasăm de stilul memorării mecanice. Așa asta nu face decât să uzeze. Deci copiii se uzează într-un hal fără de an. Mă întorc acum și vorbesc despre tangentă. Tangenta înseamnă cateta opusă. Pe latura, pe cateta alătura. Atât trebuie să știu. Cateta opusă. Dar de unde le-a venit lor în minte? Cine și cum s-a gândit așa? Uite-mi una și Anca. Trebuie să știți așa că luând triunghiul ăsta, luând un triunghi dreptunghic, iată, deci un triunghi dreptunghic ca acela de acolo, hai să zic așa, cum îl aveți aici, notă doar aici, acolo, B și C, ABC. Dacă duc o paralelă la AC și obțin aici A prim C prim, triunghiul ăsta BAC cu BA prim C prim, triunghiurile acestea sunt asemenea. Ce motiv am să spun că sunt asemenea? Păi știu eu, din Thales, o paralelă, nu știu ce. Da? Deci triunghiul ABC este asemenea cu triunghiul A prim C prim B. Triunghiurile fiind asemenea, pot să scriu din Thales raportul de asemănare. Adică de aici, sau teoria fundamentală a asemănării, să zicem așa. De aici pot să spun că A prim B supra AB, da? A prim B supra AB este egal cu C prim B supra BC și este egal cu CC prim, nu? Cu A prim C prim, A prim C prim supra AC. Deci triunghiurile fiind asemenea, pot să scriu așa. Ei, prin definiție, raportul dintre cateta opusă și cateta alăturată, și ipotenuză, cateta opusă pe ipotenuză, s-a notat numărul ăsta. Raportul ăsta este un număr. Deci, A prim supra BC prim, ca număr. Asta are o lungime, asta are o lungime. Și valoarea raportului ăsta s-a numit într-un fel. S-a zis sinus de unghiul B. Asta în triunghiul care? Ce prim, A prim, B. Dar cum am raportul ca A prim supra BC prim, uite aici, A prim B supra BC prim, nu mă fac, îmi schimb aici, da? Uitați de aici. Dacă schimb raportul ăsta, vine A prim B supra C prim B, este egal cu AC supra BC. Deci egal mai departe și cu AC supra BC.
Deci în triunghiulă raportul este același. Mărimea este aceeași. A, B supra C. Deci, în final, indiferent cât duci tu paralelele astea, triunghiurile fiind asemenea, raportul este același. Valoarea raportului este aceeași. Fie în triunghiul mic, fie în triunghiul mai mare. Și raportul acesta reprezintă, iată, valoarea raportului este sinusul unghiului. Și de ce e mai mic decât 1? Mai mic sau egal, dar egal este în extremă. Când ar fi ipotenuza egal cu cateta? Când este, nu, când ipotenuza egal cu cateta, în situații, nu se poate să fie isoscele. Ipotenuza egal cu cateta? Adică să fie un triunghi cu două unghiuri drepte? Niciodată. În extremă, la infinit s-ar întâlni acelea, da? Deci de ce spunem strict mai mic decât 1? O să vezi în clasa a 10-a că putem vorbi de 1 în condițiile în care, mă rog, mă duc în cer trigonometric. De sin de B. Cos de B. Cos de B va fi cateta alăturată, adică A prim B, A prim B supra ipotenuză, e alt raport. De ce este altă valoare? Pentru că înainte a fost o catetă, cateta opusă, acum e cateta alăturată. Numai dacă catetele sunt egale, numai între isoscel se întâmplă asta, numai la 45 de grade. Deci A prim B supra B C prim, și care e egal mai departe cu AB supra BC. De unde vine el? Din egalitatea de ei, din proporționalitate. De sinusul, cosinusul, tangenta, și asta tot mai mică decât unul, din același motiv. Tangenta unghiului B egal cu cateta opusă supraalăturată. Deci, tangenta, cateta opusă supra cateta alăturată. Și atunci, cât ar fi în cazul nostru? Cateta opusă lui B este latura AC, da? AC supra BC supra AB. Deci cateta opusă supra cateta alăturată, da. Supra AB, da. Și egal mai departe, AC e notată cu B mic, AC cu C mic și BC cu A mic. Deci cateta vine B pe C. B supra C. Iar cotangenta unghiului B este tocmai invers. Invers, adică. Corect. Cateta deci cateta alăturată. Supra cateta opusă. Și atunci va fi egal cu C supra B. Din asta se vede foarte bine că una este inversă al celelalte. Da. Deci tangentă de B e egal cu 1 pe cotangentă de B. Și dacă pe B înlocuim un unghi alfa, ar fi că tangentă de alfa e egal cu 1 pe cotangentă de alfa. Invers. Iată o altă formulă. Tangenta este inversa cotangente. Și acum, dacă aici mă duc un pic mai departe și zic așa, egal mai departe cu B supra A, supra C, supra A, este bine scris. Că B supra C, poți să zici B supra A, supra C, că înmulțim, dar B pe A este sinusul, atât opusă pe ipotenuză, da. Și cosinusul. Deci vine sinus de B supra cos de B. Din motivul ăsta, tangenta e sin pe cos. Da? Tangenta e sin pe cos. Deci, în general, spun tangentă de alfa, e egal cu sin de alfa, supra cos de alfa. Și cotangenta va fi invers, da? Cos de alfa, da? Deci, aici va veni cos de B, supra sin de B, și egal cu cos de alfa, B, am scris așa. Deci, zic că cotangentă de alfa egal cu cos de alfa supra sin de alfa.
Și acum notați așa. Formule trigonometrice ale aceluiași argument. Să le reținem și noi că avem câteva formule. Normal. Formule trigonometrice ale aceluiași argument. Formule trigonometrice. Formule trigonometrice ale aceluiași argument. Prima formulă este asta. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1. Dar sin pătrat plus cos pătrat egal. De ce spune același argument? Același unghi. De aia. Sinusul lucrează asupra unui unghi. Deci sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1. A doua formulă. Tangentă de alfa egal cu sin de alfa supra cos de alfa. 3. Cotangentă de alfa egal cos de alfa supra sin de alfa. 4. Tangentă de alfa egal cu 1 pe cotangentă de alfa. Una este inversă a celelalte. Aceste formule 4 trebuie să știu că sunt formule trigonometrice ale același argument. Cu același unghi lucrăm. Da? Și v-am mai arătat eu, v-am mai dat, formule trigonometrice, legătura între funcții și cofuncții. Da? Legătura între funcții și cofuncții. Deci, să zicem, legătura, hai să zicem, legătura între funcții și cofuncții. Cofuncții trigonometrice. Legătura între funcții și cofuncții trigonometrice. Și împreună am descoperit că sin de alfa, sinus de alfa, egal cu cosinus, de aia zic la cofuncție, cos de 90 minus alfa, cosinus de alfa, egal cu sinus de 90 minus alfa, tangentă de alfa, egal cu cotangentă de 90 minus alfa, și cotangentă de alfa egal cu tangentă de 90 minus alfa. Cred că cam astea sunt funcțiile pe care, astea sunt formulele pe care le aveți acum. Da, da, da. Și pe baza lor puteți face fel de fel de probleme. Mm-hmm. Și acum să încerc să vă dau câteva probleme de acestea. Deci, într-un triunghi dreptunghic, se știe că sin de alfa, așa urma problema de referință. Sin de alfa, da, încep probleme clasice. Sin de alfa, sin de a, sin de, în triunghiul dreptunghic, în triunghiul dreptunghic, a, b, a, c, b, a, c, în care spun că măsura lui a este egal cu 90 de grade, așa dau eu aici, și o să ne întoarcem la problema ce care vezi acolo. Mai am că sinus de unghiul B egal cu radical din 3 pe 2. Și întrebarea este, găsiți funcțiile trigonometrice pentru celelalte funcții. Adică vreau să găsiți cât este cosinus de B egal cu cine? Tangentă de B egal cu cine? Cotangentă de B egal cu cine? Și tot așa pentru unghiul C. La C vreau pe toate. Vreau sinus de unghiul C cu cine este, cosinus de unghiul C cu cine este, tangentă de unghiul C cu cine este. Da? Să le găsesc pe toate celorlalte. Eu știu pe cine doar. Știu pe sin de sinusul, cunosc atâta.
Da? Știu sinusul. Și trebuie să-i aflu picioarele celorlalte. Era egal din 3 pe 2, 60 grade. Nu sinus, nu e bine așa. Sinus de alfa egal cu egal din 3 pe 2, adică unghiul B egal cu 60 grade. Așa, așa spui. Sinusul, eu am valoarea sinusului când radical din 3 pe 2. Și atunci unghiul a cărui sinus, așa citim, unghiul a cărui sinus are valoarea radicală din 3 pe 2, unghiul ăsta este decât de 60 grade. Că e citit de acord, da? Dar eu nu mă interesează să văd ce unghiuri, ce valoare are unghiul. Ci eu vreau să găsesc pe cosinusul, tangentă și cotangenta de unghiul acela. Păi, cosinusul de 60 grade era egal din 1 pe 2. Acolo citezi de tabelă. Da, dar neurona trebuie să stai cu tabelul în față. Tu trebuie să stai cu tabelul în față și dacă știi tabelul acela, dai răspuns. Dacă nu știi, nu dai răspuns. Îl înveți. Dar uite care sunt, ce șmecherii sale arăte eu. Dacă știi pe sinus, te duci în formula fundamentală și zici sin pătrat plus cos pătrat face 1. Deci zicem, sin pătrat de B plus cos pătrat de B este egal cu 1. Cum de desubt? Cum sinus de B este cât radical din 3 pe 2. Atunci rezultă că înlocuiești pe sin de B cu radical din 3 pe 2. Și vei avea. Ce? Te rog să vorbești. Radical din 3 egal cu... Nu, radical din 3 pe 2 la pătrat. În loc de sin de B pui cât este... Înlocuiești în formulă, da? Din radical din 3 pe 2 totul la pătrat. Nu, atenție. E plus cos pătrat de B. Egal cu 1, nu? Și ridicăm la pătrat, și asta e echivalentă cu 3 pe 4, 3 pe 4 plus cos pătrat de B egal cu 1, din care scoatem pe cos pătrat de B. Cos pătrat de B egal cu 1 minus 3 pe 4. Cos pătrat de B egal cu 1 pe 4. Egal cu 1 pe 4. Și unii cos de B simplu egal cu? Cos de B era egal din 1 pe 2. 1 pe 2. 1 pe 2. Și ai aflat cos de B. 1 pe 2. Deci afli valoarea cosinusului. Tu mergi invers. Afli unghiul și corect și spui și tu. Dar trebuie să știi formulele. Eu aici nu mă interesează. Pur și simplu. Știu formula fundamentală. Am înlocuit acolo. Am lucrat. Dar așa e și corect. Pentru că se poate întâmpla să-ți dea un unghi, nu așa clasic, 30, 45, 60. Corect. Să-ți dea un unghi de 22 de grade, care nu are o valoare destul de ciudată, cu radicale acolo, o minune. Și atunci nu mai poți să găsești în tabelă răspunsul. Și deci de ce trebuie să duci pe formula asta? Da? Deci, bun. Și pentru, dacă știi, acum știi și sinusul, și cosinusul, tangenta, cum afli? Tangentă. Egal cu sinul de alfa pe cos de alfa. Sigur că la tangent de B egal cu sin de alfa. Supra cos de alfa. Și egal acum locuiești. Radical din 3. Radical din 3 pe 2. Supra 1 pe 2. Și egal cu 2 cu 2 simplifică și rămâne radical din 3. Este exact cât ai tu acolo. Nu? Cotangenta. Cotangenta de unghiul de egal cu cotangenta inversa tangente. Adică 1 pe 2, supra radical din 3 pe 2, radical din 3 pe 2, 2 cu 2 simplifică și face 1 pe radical din 3, raționalizăm radical din 3 pe 2. Și face radical din 3 pe 3. Da? Da? Radical din 3 pe 3, iarăși, e sigur la același unghi. Da? Și acum, dacă vrei și unghiul lui cosinus, să le găsim pe toate, știu legătura între funcții și cofuncții. Și zic așa, sin de unghiul C, sin de unghiul C, este egal cu cosinus de 90 minus C, minus unghiul C, da? Și egal mai departe. E, dar aici trebuie să știi C-ul cât ar fi, nu?
ca să poți să pornești. Deci sin de C egal cu cos de 90 minus C. Dar 90 minus C cine este? Cosinus de unghiul B. Că B și cu C cât fac împreună? 90. 90. Și 90 minus C nu-i cos de B? Da. Și atunci cos de B, pe care îl știi că le-ai aflat mai înainte, 1 pe 2. Deci iată că m-am descurcat. Deci sin de C, așa am cerut eu. Și sin de C, și cos de C, și tangent de C, și cotangent de C, pe toate. Deci sin de C este egal cu cosinus de B. Iar pe de altă parte, cos de C, cos de C, este sinus de 90 minus C. Sinus de 90 minus C. Adică este sin de B. Iar sin de B l-am aflat. Radical din 3 pe 2. Tangente de unghiul C egal cu cotangente de 90 minus C, și care înseamnă cotangente de B. Și pe cotangente de B l-am aflat. Radical din 3 pe 3. Și cotangenta, inversa tangentei, poți să întorc aici și găsesc toate răspunsurile. Ce v-am arătat? V-am arătat cât de importante sunt formulele de aici. Formulele acestea patru și din coace legătura între funcții și cofuncții care, mă rog, le-am avut aici și undeva scris, le-am șters. Încă patru. Ușor de ținut minte. E Pitagora. Prima formulă. Tangenta e simplu, cos cotangenta e cos pe sin. Și sigur, tangenta e inversul cotangente. Și legătura între funcții și cofuncții. Și atunci toată filozofia la trigonometrie, toată merge foarte bine. Valorile aceste tabelul merită să le ții ca să poți să găsești în anumite situații cărui unghi se adresează. Când ți se dă radical din 2 pe 2, 1 pe 2, radical din 3 pe 2, astea sunt valorile. Deci radical din 2 pe 2, ne gândim la 4 miligrade, 1 pe 2... Asta înseamnă că unghiul ăla e de atâta. Că tu știi valoarea acum, știi valoarea și te întreb la ce unghi o fi oare referirea. La ce unghi o fi referirea. 42, șterg, facem altă. Ca să începem.